Dependențele și le vedem des în societatea modernă, indiferent că vorbim despre stupefiante, alcool sau alte adicții, sunt rezultatul unei interacțiuni complexe între istoria personală, dezvoltarea emoțională și neurologică și chimia creierului. Cum le putem înțelege mecanismul de funcționare și cum integrăm compasiunea, rezultatul exprimării empatiei față de suferința altora? Ei, vom discuta astăzi cu Daniela Agăvănescu, consilier dezvoltare personală, practician Compassionate Inquiry, vicepreședintele European Union of Women România. Cristina Stoica, președintele European Union of Women România, Life and Executive Coach și psihologul Sorin Lucaci, coordonatorul de evenimente al editurii Herald. Bine v-am găsit! Să rămână și mulțumim pentru invitație. Fac o mică rectificare, pentru că așa mi-a cerut Daniela. Da. Hai să nu mai fac, am mai făcut, nu mai știu, am mai fost noi împreună și am mai făcut așa o mică... Ea încă nu este, am învățat și eu, ea nu este încă practician CEI, adică că termină acum și cu Sadaram Kaur, despre care vom vorbi noi, va face un stagiu de pregătire, 6 luni de mentorat, pentru a fi practician. Bun. Și abia după aceea formator, facilitator, așa deci cum era drum, Cristina Bâra cu care am venit la tine în emisiune. Da. Acum revenim. M-am gândit la acest subiect pentru că, așa cum spuneai tu, legat de dependențe, este un subiect pe val, în trend. Și nu o spun așa cu titlul de din păcate, faimă, pentru că mândrie, vedem ce s-a întâmplat în această vară, din păcate, și m-am gândit cum putem să abordăm problema adicțiilor, problema dependențelor, a comportamentelor adictive și mai ales cele legate de consumul de substanțe de stupefiante cu compasiune. Și am făcut cumva legătura între cartea Tarei Brach, Compasiune Necondiționată, apărută la editura Herald, și cartea lui Gabor Mate, ei de altfel fiind și colaboratori, făcând tot felul de conferințe, Zoom-uri și așa mai departe. Gabor Mate, Pe tărâmul fantomelor, înfometate prizonieri în lumea dependenței. Aș putea spune un bestseller și nu cred că greșesc, pentru că aici, și o să le las pe fete să vorbească mai mult, Gabor Mate vorbește despre propriile dependențe, vorbește despre felul în care lucrează cu dependenții de substanțe într-un cartier din Vancouver, East Side, așa, și cât de important este felul în care el abordează din perspectiva sa ca psihoterapeut, dar și medic la bază, problema dependențelor. Și toate astea sunt legate cumva de evenimentul de sâmbătă aceasta, 30 septembrie, unde vor fi invitați de seamă Sadaram Kaur, care împreună cu Gabor Mate păstoresc școala Compassionate Inquiry. De asemenea, Petronela Rotar, care și tu știi, a scris prefața la cartea lui Lux Nievski, despre care noi am vorbit, Soma Wise. Asta este. Și iarăși o dragă prietenă, Sandra O'Connor, care este psiholog clinician și ea făcând formarea lui Gabor Mate și Sadaram Kaur, și bineînțeles alți invitați despre care vor vorbi invitatele noastre de astăzi, pentru că, așa cum spunea înainte de a intra în emisie Cristina, sunt subiecte în aceste paneluri... Subiecte grele. Da, foarte grele. Sensibile. Dar e bine că cineva pune tureroase, punctul pe ei. Dar trebuie pus punctul pe ei și cumva dezbătute mai mult în spațiul public. Da, așa este. Women Creating Change, da? Pe 30 septembrie. Da? Cum v-ați gândit la acest panel și mai ales, uite, că abordăm și problema dependențelor acolo, da? Stupefiante și, mă rog, și alte subiecte. Cum ați legat, așa să zic așa, acest concept? Întreaga idee a pornit de la faptul că femeile care promovează schimbarea sunt cele care sunt într-un proces de vindecare deja și cele care sunt interesate, practic, de astfel de lucruri. Și pentru că suntem multe dintre asociate cu formare de psihoterapie, suntem în școli de formare precum cea Compassionate Inquiry, ce avem în comun este această abordare a acestor probleme de genul o abordare cu compasiune, pentru că ne uităm la toate aceste probleme ca fiind traumele cele mai puternice pe care societatea românească le are.
Și credem că o abordare potrivită a acestora, la fel ca o abordare terapeutică potrivită într-un proces terapeutic, poate contribui și poate ajuta la schimbare. Și de aceea, ca în orice proces de vindecare, în primul și în primul rând pui atenția și scoți în evidență care sunt problemele, cumva, care, de unde pleacă lucrurile, și atunci am vrut să punem spot on luminile reflectoarelor pe aceste probleme foarte sensibile, foarte mari, foarte grave, care se cer urgent vorbite, mai ales din prisma evenimentelor de anul acesta, și care, după ce sunt puse în evidență și conștientizate, vrem să aducem și responsabilizare față de toți cei prezenți și față de toți oamenii în general, pentru contribuția lor și pentru ce au ei de făcut concret. Și asta vrem să facem prin această conferință. De aici a plecat ideea. Da, și apropo de dependențe, de multe ori ne oprim acolo la suprafață și catalogăm și criticăm și judecăm și arătăm cu degetul și spunem, uite, a făcut, a drept, s-a omorât și așa mai departe, fără să aplicăm această metodă, să zicem așa, fără să integrăm compasiunea, să înțelegem ce se află de fapt în spatele acelei dependențe. Și vreau să vă întreb prin prisma voastră a tuturor, prin prisma formării voastre, cum ar trebui să ne raportăm noi ca societate, ca indivizi, față de cei care comit astfel de acte sub influența a tot felul, nu știu, stupefiante, alcool. Ok, pot să înțeleg că în prisma evenimentelor de astă vară tendința este să judecăm foarte mult, pentru că, iată, a stârnit o grămadă de evenimente nefericite, din păcate. La nivel general, în schimb, întotdeauna orice formă de adicție, că vorbim de droguri, alcool, tutun sau orice, ele practic sunt soluția către o durere pe care tu o ai în interior. Și atunci oamenii își caută în aceste substanțe, să zic așa, sau obiceiuri, să-și aline acea durere. Cum putem noi să abordăm, că tot vorbeam ieri cu Sorin, prin foarte multă compasiune și înțelegere. Înțeleg că acest lucru poate uneori este destul de greu, mai ales dat, în contextul dat, dar să ne gândim, spre exemplu, că dacă un copil la o anumită vârstă, indiferent că este adolescent, 19 ani, 20 și așa mai departe, din cauza abuzului de droguri, creează niște evenimente nefericite, să încercăm să ne gândim poate cum a fost pentru el să copilărească sau ce s-a întâmplat în spate de a ajuns să recurgă la aceste soluții ca să-și aline durerea în acest fel. Deci, da, uite, Sorin, apropo, ce se află în spatele acestei, să zic așa, suferințe? Este o suferință, dar de unde? Care sunt rădăcinile? Durerea. Da. Cu Cristina, da. Asta și spune și Gabor Mate, ce se află în spatele. E durerea. Durerea emoțională, durerea sufletească. Noi chiar am mai dezbătut în ultimele zile acest subiect și, într-adevăr, ne gândim că există niște tipare disfuncționale, există niște relații disfuncționale, există o prăpastie mare între tânărul, hai să zicem, adolescent și părinți. Se simte, și noi am mai discutat de foarte multe ori, se simte nevalidat, nevăzut, neascultat, neînțeles. Ăsta e motivul pentru care el acordă o atenție și valorizează mai mult grupul, mini-grupul de apartenență din care el face parte, să zicem, o gașcă de prieteni sau de colegi care au anumite obiceiuri. El poate la început, ca să adere la acel microgrup și să primească validare din partea prietenilor, colegilor, apelează la niște comportamente, iată, adictive, încep, să zicem, poate cu alcoolul și cu tutunul și apoi, uite, ajung și la stupefiante. Da. Exact. Deci sunt foarte multe. Eu am găsit, știi cum fac, da, de fiecare dată. Da, mie îmi place că găsești minute, acolo, da, în pagini, da. Zice, mai există un factor în ecuația aceasta, spune Gabor Mate. Mulți dintre cei care au lucrat în Downtown East Side l-au observat. Un simț al autenticității. O lipsă a jocurilor sociale obișnuite, renunțarea la prefăcătorie. Da, mint, înșală și manipulează, dar nu o facem noi toți în felul nostru. Spre deosebire de noi, ei, consumatorii de substanțe, nu se pot preface că nu înșală și nu manipulează. Sunt direcți când refuză să-și asume responsabilități, când resping așteptările sociale, când acceptă că au pierdut totul de dragul viciului lor. La ce te aștepți, doctore? Îl întreabă pe Gabor Mate un pacient. Până la urmă nu sunt decât un drogat,
Mi-a spus odată un bărbat, spune Gabor Mate, slăbuț în vârstă de 40 de ani, cu un zâmbet dezarmant și crispat, nereușind să mă lingușească pe mine pentru o rețetă de morfină. Poate că există o fascinație a acelui element scandalos și nescuzabil al pseudo-autenticității în fanteziile noastre ascunse. Care dintre noi nu ar vrea să aibă capacitatea de a nu-i păsa cu nerușinare de propriile sale defecte? Da, deci pentru practic că există o blamare și o judecată. Știi? Da, ei conștientizează, da, domnule, consum stupefiante, da, ăsta sunt eu. Cu toate acestea, nu caută să rezolve ce se află în spate, nu? Cred că aici este cheia. Ei recunosc că au nevoie de acele substanțe pentru, nu știu, a-i face să se simtă într-un fel sau a uita sau așa, a masca, nu știu, suferința. Și asta este cheia. Cum facem să conștientizeze, să renunțe, să-și vindece traumele? În acest context, familia, prietenii, cei care sunt conștienți, practic, de dependența omului drag, pot să îi ofere suport, în primul rând, prin simplu fapt că, cum am zis mai departe, prin compasiune, îl pot întreba ce anume își ia el din această dependență. Ce simți mai exact? Când observi tu că ai nevoie de acel drog, alcool, substanță sau acțiune? Ce se întâmplă cu tine atunci? Ce emoții ai? Și pur și simplu să le dăm oamenilor acest spațiu să spună, fără să fie priviți cu judecată, de ce au nevoie de acele substanțe. Pentru că acolo răspunsurile pot diferi. Poate să fie din lipsa de dragoste, de validare și așa mai departe, din foarte multă durere, bineînțeles, iar ăsta este un prim pas pe care oricine din comunitatea noastră îl poate face. Indiferent că vorbim de membrii familiilor, indiferent că vorbim de prieteni, profesori, poate absolut oricine este conștient, ăsta este primul pas. Așa pornești din această non-judecată. Îl întreb ce face acea substanță pentru el sau acel obicei. Da, și, fără să-l judeci. Da, și apropo de modelul parental, nu știu, unele lucruri par greu de înțeles. Eu nu cred că există familii în care părinții nu știu ce se întâmplă cu copilul lor, nu-l văd că ajunge într-o stare acasă, adică probabil că îi cunosc și anturajul știe ce face. Și atunci întrebarea este cum facem să reparăm relația dintre părinte și copil, cumva. Adică să nu mai considerăm că acel copil este pierdut, da? Și că gata, nu mai am ce să-i facă, este, nu știu, un consumator de stupefiante. Cum lucrăm aici? E multă muncă oricum. Da, cred că aici ține de fiecare părinte în parte, de autenticitatea lui, până la urmă, să se uite puțin la ce poate face el și cum poate contribui el să îmbunătățească relația cu copilul, neprivind copilul ca fiind o problemă sau ca fiind ceva neregulă cu el. De obicei așa se comportă, dar nu mă mai înțeleg cu copilul ăsta, uite ce face, mi-aduce numai necazuri, l-am scăpat din mână, nu știți prea bine expresiile. Da, pentru că este greu să ne uităm în interior și să ne uităm în oglindă, practic, să vedem ce a produs asta. Să vorbim și despre această metodă mai mult, să aflăm mai mult practic cum se studiază metoda Compassionate Inquiry și care sunt beneficiile, da, atunci când începem să integrăm compasiunea în viețile noastre. Absolut, da. Este o metodă care mie personal mi-a schimbat viața, în primul rând nu pentru că eu acum sunt în această formare, ci pentru că înainte de m-a apucat de acest curs am făcut eu terapie timp de 2-3 ani cu un practician de Compassionate Inquiry și efectiv mi-a schimbat absolut total perspectiva asupra vieții. Aș putea doar să dau, bineînțeles, exemple personale. În momente în care, chiar și în perioada asta, pentru că suntem foarte ocupate cu evenimentul și absolut toate lucrurile, exact. Bineînțeles că orice emoție pe care o simt este foarte intensă. Fie vorba de, nu știu, furie sau frică și așa mai departe. Datorită faptului că am făcut și eu terapie, apropo de ce zicea Cristina că trebuie să ne uităm la noi, reușesc să-mi dau seama în funcție de cât de intens trăiesc anumite emoții, dacă ele sunt acum din prezent sau din trecut. Are Gabor un exemplu foarte bun la care am asistat chiar într-un call pe care l-aveam în curs și i-a spus o colegă, zice, ok, dar tu tot vorbești de treaba asta cu autenticitatea și așa mai departe. Practic, eu dacă sunt furioasă, e instant un trigger din spate și trebuie să reacționez într-un anume fel. Și exemplul ăsta o să vi-l dau și vouă. El a răspuns așa, i-a zis, dacă cineva, tu stai la coadă la o cafea,
te calcă pe picior, este normal să fii furios atunci, că te enervează, da, băi, m-ai călcat pe picior, da, și așa, corect, mai departe. Dacă toată ziua o să fii te furios, gândești, da, la acel eveniment, bă, ce mi-a fost omul ăla și ce mi-a făcut, atunci, da, este cu siguranță un trigger din spate. Ca și exemplu, poate cândva n-ai fost respectat în copilărie și nu ți s-au întâlnit emoțiile. Poate cineva, nu știu, nu te-a băgat în seamă, da, când, da, erai mic, sau simpla ta existență într-o casă nu exista. Te-ai simțit nedreptățit, da, exact. Deci, practic, cam despre asta ar fi vorba, printr-un exemplu foarte realist. Ce învățăm noi în Compassionate Inquiry? Ce înseamnă Compassionate Inquiry? Înseamnă să te întrebi prin compasiune. Și noi, pe lângă lucrul pe care îl avem noi cu noi atunci când facem acest curs, să zic așa, îl putem ulterior oglindi și oamenilor. Adică genul ăsta de abordare nu vine să-ți dea sfaturi sau să... ci pur și simplu te ajută pe tine să-ți pui niște întrebări și să vezi în funcție de ce răspunsuri îți vin, cât de departe duce treaba asta. Da, deci, și ce faci, mai ales, uite, că poate îți dai răspunsul, nu? Poate realizezi că, de fapt, e acolo ceva din spate, da? Nu știi exact, că nu întotdeauna identifici acel moment, dar tu știi ce simte corpul tău și, exact, și simți emoția aia puternică. Și atunci ce faci? Cum faci să ajungi, practic, să îți stăpânești acele emoții? Poate să le gestionezi sau pur și simplu să te uiți așa la ele și la un moment dat să le lași să se ducă. Să curgă, în mod, da, normal. Da. Iată, am mai găsit ceva interesant. Capitolul 17 din Pe tărâmul fantomelor înfometate. Creierului nu i s-a acordat nicio șansă. Prima mea carte, spune Gabor Mate, Scattered Minds, Minți împrăștiate, publicată în 2000, a abordat tulburarea de deficit de atenție, o afecțiune pe care eu însumi o am, despre care noi am mai povestit. Da, știm că avea... Întâmplător, ADHD este un factor de risc major pentru dependență în cazul mai multor substanțe, incluzând nicotina, cocaina, alcoolul, cannabisul și metamfetamina, cristalizată și de asemenea pentru jocurile de noroc, apropo de păcănele, cazinouri, da, și dependența, da, da, și alte dependențe comportamentale, dar nu acesta este motivul pentru care eu vreau să menționez chestia asta acum în carte. Aș vrea mai degrabă, și spune el, să vă povestesc o istorioară de pe vremea de dinaintea publicării și vorbește aici de câteva dovezi care susțin ce am spus puțin mai devreme în cealaltă carte, în Minți împrăștiate. Apropo de ADHD, da, apropo de ce există această legătură strânsă între ADHD și adicții. Am mai auzit și am mai discutat noi asta. De ce anume se pune egal sau de ce anume e un risc mai mare dacă ai această tulburare? Pentru că ADHD-ul, practic, oamenii care au acest ADHD sunt cu, cum e și numele cărții, cu mintea împrăștiată. Se gândesc și la asta și la... în momentul în care tu te gândești la 5 lucruri, acele 5 lucruri, fiecare dintre ele, au la fel niște emoții puternice. Poți să te gândești la ceva care să-ți producă furie, frică, rușine și așa mai departe. De ce au această predispoziție? Pentru că în momentul în care ai mai multe emoții puternice și nu vrei să le mai simți, din nou te îndrepți către aceste soluții. Mâncare, droguri, alcool și așa mai departe. Sau diverse mecanisme, nu știu, poți să faci sport mai mult. Că până la urmă da, și asta există poate adicții, da, care oamenii în exces, da. Exact, da, exact. Adică, care sunt sănătoase, dar tot adicții sunt. La un moment dat când ajungi, să zicem așa, prin umbrela asta, că tu faci sport, să-ți chinui corpul și să-l supui la un efort fizic, poate prelungit sau chiar foarte, foarte intens, și asta poate fi considerată o adicție. Absolut. Sau, da. Sau să devii obsedat. Exact. Să te stresezi, da, că n-ai făcut o zi. Exact. Da. Dacă n-ai făcut o zi sau două, mamă, exact, din mult, da. Să ai în minte obsesia asta că n-ai făcut nu știu ce lucru. Și te stresezi. Și când, da, te stresezi, din nou, mergem la ideea de corp, îți reprimi un stres constant pe care îl simți și așa mai departe. Așa este, mai povestim despre conferință, despre subiecte, despre paneluri. Apropo, știu că o să aborda și modelul parental despre care tocmai vorbeam. De ce a fost atât de important să fie introdus acest subiect în lista voastră din 30 septembrie? A fost foarte important pentru că dacă ne adresăm tuturor acestor probleme, trebuie să înțelegem cumva că ele pleacă din copilărie, da, și atunci ce se cere schimbat urgent este un model de parenting, o paradigma prin care ne educăm copiii. Și dr. Sandra O'Connor, care este psiholog clinician, este specialist și cercetător în parenting,
Ea o să abordeze acest subiect și o să explice în ce manieră diferită am putea să abordăm educația copiilor noștri și cum ne putem conecta cu ei. Da, și apropo, a tot variat modelul ăsta parental în ultimii ani, pentru că, nu știu, tot încercăm tot felul de metode, încercăm să fim nu știu cum, ca să nu ne traumatizăm copiii, ca să nu ne gândim cumva, normal că orice părinte se gândește la binele copilului, dar poate uneori suntem, nu știu, poate prea forțăm lucrurile, mă gândesc, nu? Sau încercăm să împrumutăm alte modele din afară, să le implementăm la noi, cum vi se pare din ceea ce vedeți? Cred că Cristina aici poate să zică în calitate ca mamă și după aia să-mi dau eu cu părerea doar din prisma faptului că studiez. Da, ca mamă, din perspectiva mamei, pot să mă gândesc că aș vrea, întotdeauna, evident, o să vreau tot ce este mai bine pentru copilul meu și poate să vină cu puțină presiune, puțin mai multă presiune, depinde de la persoană la persoană, să-mi doresc să fie foarte cu minte, foarte bine, foarte, nu știu, performant. Și atunci, dacă eu nu am lucrat cu mine și mă întorc la lucru cu noi, toate aceste manifestări ale, nu știu, dorințelor mele sau a neintegrării, vindecării mele sau poate să cauzeze anumite nu știu, situații din care copilul să înțeleagă că e ceva neregulă cu el, că, nu știu, a primit insuficient de multă atenție sau nu a fost ascultat poate tot timpul sau a simțit foarte multă presiune. Da. Mai povestește. Da, uite, am mai găsit ceva, știi, da. În timp ce le ascultam pe colege. Studiu realizat pe veteranii războiului din Vietnam, pentru că abormate vorbește despre... Apropo de șocul post-traumatic. Exact, da, exact. Da. Ați indică între o concluzie asemănătoare. În anumite condiții de stres, multe persoane sunt predispuse la dependențe și face legătura între dependență și stres. Dar dacă circumstanțele se schimbă în bine, forța dependenței se diminuează. Aproximativ jumătate dintre soldații americani din Vietnam care au început să consume heroină din cauza condițiilor ce se întâmpla în război, au ajuns să fie dependenți de drog. Dar, de îndată ce stresul serviciului militar din război s-a încheiat, s-a sfârșit și cu dependența în majoritatea cazurilor. Cei care au continuat să fie dependenți de heroină odată întorși acasă, au fost preponderent cei care avuseseră o copilărie dezechilibrată, apropo de traumele din copilărie despre care vorbea Cristina, și antecedente legate de consumul de droguri. Pe scurt, drogurile nu transformă pe nimeni într-un dependent, la fel cum mâncarea nu transformă o persoană cu un apetit normal într-una obsedată de mâncare. Trebuie să existe o vulnerabilitate preexistentă. Foarte, foarte, foarte interesantă această descoperire în ghilimele, da? Pentru că de multe ori noi ne concentrăm atenția pe ceea ce provoacă dependența și spunem mai că din cauza puțin, drogurilor a ajuns să fie așa. Nici de cum nu ne gândim ce se află acolo în spate. Așa este, da. Și apropo de copii, pentru că sunt foarte vulnerabili, mai ales în adolescență, ce sfaturi să le oferim atât lor cât și părinților, pentru că tot așa, prin prisma ceea ce am văzut noi în această vară, descoperim că sunt foarte multe probleme acolo și este și o perioadă destul de dificilă din viața lor, chiar delicată, am putea spune. Este extrem de important că se leagă cumva de întrebarea pe care i-a adresat-o Cristinei mai devreme, ca părintele să fie foarte conectat la copilul lui, să-l observe efectiv, să observe schimbările lui de comportament, să nu se ducă către ei certându-i, nu mai face asta, de mâine nu mai fuma că te bat, te pedepsesc și așa mai departe. Ci din nou, lucrurile astea eu știu, pentru că eu am fumat de la 15 ani și m-a prins mama și mă rog, nu m-a ajutat cu nimic, pentru că am continuat să fumez pe ascuns. Ba mai mult, fumam mai mult pentru că știam că acasă n-o să pot și așa mai departe. Exact. Însă, important este să putem interveni, să zic așa, că în calitate de părinți sau comunitate efectiv, și să încercăm să înțelegem ce anume îi face pe ei să consume acea substanță sau să aibă acel behavior, comportament. Da.
Exact. Și mai e o categorie de părinți, apropo, cei care doresc să prevină, nu, anumite lucruri, spun, apropo, și de fumat, că și asta este, bineînțeles, o dependență. Da. Spun, mai bine decât să fumeze pe ascuns sau așa, mai bine stai aici la masă și fumează cu mine. Am mai întâlnit cazuri, serios, da. Nu știu cum e bine să fumeze lângă mine, să nu mai fie tentat că poate cine știe se lasă, sau știi cum e? Ca părinte niciodată nu știi cum să faci, cum să fie bine. Până la urmă, cum zicea și Cristina, referitor la părinții care trebuie să fie, în primul rând, ei autentici cu ei însă și să-și vadă problemele, la finalul zilei, copilul este un om separat. Ok, la început e un mini-om, dar el este un om separat. Și în această situație în care părintele mi-a zis, băi, ok, fumează, că mai bine fumezi cu mine decât să... Eu am, de exemplu, o prietenă foarte bună de liceu, fostă colegă de liceu, căreia mama ei permitea să fumeze. Eu l-am dat, s-a lăsat, că i s-a părut boring, adică n-am mai considerat că e ceva extraordinar în asta. Tocmai, exact, pentru că ea a decis la un moment dat, că pentru că bine, n-a fost constrânsă și așa, că nu-i face bine, că îi se îngălbenesc dinții și așa mai departe. Da. Deci trebuie să ținem cont și de treaba asta, că și copiii sunt niște oameni separați, indiferent de cât de mult ne dorim noi să fie președinți după... și să fie cei mai exact. Ei, până la urmă, sunt ei. Da, sunt unici. Vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi la noi. Noi mulțumim că ne-ai primit cu un astfel de subiect frumos. Sunteți minunați. Felicitări pentru conferință. Să aveți acolo o sală plină, ca să zic așa. Și te așteptăm și pe tine. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, Sorin, pentru această discuție și vă mai aștept cu mare drag să mai povestim și despre alte subiecte. Mulțumesc. Mulțumesc. Uite ce bine se leagă următorul material de discuție.